dată și pentru toți participanții care deja au intrat și care vor mai intra. Te rog să ne binecuvintezi pe toți cu Duhul Tău cel Sfânt și să ne faci atenți, receptivi și să putem să memorăm, să ținem minte tot ceea ce învățăm, ca să putem să fim un adevărat exemplu de un real folos pentru cauza Ta în ce privește educația noastră și a copiilor noștri. Rămâi cu toți părinții care ascultă, cu toți copiii care vor învăța și ajută-ne să creștem împreună, să fim educați în ce privește lucrurile spirituale, pe calea cea dreaptă, pe calea cea bună, după principiile și după cuvântul Tău. Îți mulțumim pentru Cosmina și Gabi Tamșa. Te rog să-i binecuvinte și pe ei cu Duhul Tău cel Sfânt, cu cuvinte potrivite și cu învățături minunate pe care știm că le-au luat și ei din cuvântul Tău. Îți mulțumim, Tată, că ne-ai ascultat. În numele Lui Iisus te-am rugat. Amin. Ok. Așa cum vă spuneam și în anunț, Cosmina și Gabi Tamșa sunt doi părinți, a doi copii, doi băieți. Mai mult o să vă spunem poate un pic despre ei imediat ei înșiși. Dar așa în două cuvinte, ei se ocupă de ceva timp, de un an, poate cam așa, de această curiculă Sunlight pe care vă va prezenta. Este vorba despre o programă bazată pe Biblie și Spiritul Profetic, în care se promovează principiile biblice în ce privește educația acasă, da? Școala acasă. Cosmina, îți dăm cuvântul și te ascultăm cu mare drag în tot ce ai să ne spui și știm că este de la Dumnezeu. Ea are și un PowerPoint, dacă vreți să vă notați, să vă luați notițe despre citatele care le pune acolo și tot ce mai spune ea, pe cărțile care le prezintă și tot, să vă notați și să nu le uitați. Bună seara tuturor! Așa cum Alina m-a prezentat, foarte frumos, numele meu e Cosmina Tamșa. Cred că pe unii dintre voi vă cunosc deja, pe unii după nume, pe alții vă cunosc și personal. Eu am puține emoții, pentru că nu sunt obișnuită așa cu genul acesta de abordări live. Despre mine, în puține cuvinte, în primul rând, mă definesc ca mamă. De 9 ani, aproape 10, în toamnă, da, sunt mămica a doi băieți. Unul face 10 ani, celălalt e mai mic. Și de o bună bucată de timp am simțit așa, Dumnezeu ne cheamă ca familie să slujim pe partea de educație. Am fost, să zic așa, întotdeauna atrasă pe domeniul acesta, pentru că de mică mi-au plăcut copiii, am și lucrat câțiva ani în învățământ, în învățământul de stat, ca profesor de limba română. Iar de 3 ani de zile am hotărât să ne educăm acasă copiii. În seara aceasta, poate nu știu exact care sunt toate așteptările voastre, am zis că ar fi potrivit să încep întâi cu o prezentare unor pasaje care definesc oarecum motivul pentru care noi am mers pe direcția aceasta. Și în partea a doua m-aș bucura tare mult să aud întrebările voastre și să caut să răspund dacă știu la care sunt nedumeririle, care sunt întrebările voastre care încă n-au găsit răspuns. Încerc să văd dacă mă pricep acum să dau drumul și la prezentare. Ok. Îmi spuneți okay. Dacă se vede. Okay. Se vede.
Bun. Prezentarea din seara aceasta am numit-o Pași spre adevărată educație. Motivul de ce e pași? Pentru că cred că fiecare dintre noi pornim la cale având anumite informații, dar căutăm mereu ca să aflăm mai mult. Subiectul ăsta al adevăratei educație m-a pasionat de multă vreme. Am citit cu mulți ani în urmă cărțile, de exemplu, cărțile educație al lui Ellen White și vă spun sincer, au fost lucruri pe care eu nu le-am înțeles. Mi s-au părut că vorbește pentru altă generație sau pentru altcineva și nu pentru mine. Iar în urmă cu 3 ani, poate chiar spre 4 ani, am reluat studiul cărții educație și încă câteva cărți pe acest domeniu și am înțeles puțin mai profund faptul că lucruri, Dumnezeu nu cere niciodată lucruri care nu se pot înfăptui. Și de fapt asta este experiența noastră, experiența mea, faptul că eu cred cu tărie că dacă Dumnezeu cere ceva, va găsi și mijloacele ca acel lucru să se înfăptuiască. Se pare că pe partea tehnică încă. Prima întrebare. Poate că pare cam absolut așa, adevărată educație, pentru că sunt mulți cei care pretind că știu ce este adevărată educație. Am găsit o definiție în minte, caracter, personalitate, care spune așa. Acum mai mult ca oricând înainte, avem nevoie să înțelegem adevărata știință educației. Dacă vom da greș în acest domeniu, nu vom avea niciodată un loc în Împărăția lui Dumnezeu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Dacă acesta este echivalentul cerului, oare educația noastră nu va fi astfel coordonată încât să atingă aceleași obiective? Asta este întrebarea care mi-am pus-o încă de la început. Ce anume este adevărata educație? Și am din pasajul acesta și mai sunt și altele, astea doar am luat doar câteva pasaje, nu știu dacă sunt neapărat cele mai reprezentative. Dar am înțeles că adevărata educație are de-a face cu viața noastră veșnică. Și dacă noi nu înțelegem ce anume cere Dumnezeu de la noi, pasajul acesta ne spune că noi de fapt nu vom mai avea loc în împărăția Lui. Și mă rog, ca niciunul din cei prezenți și alții să nu lipsim. Un alt pasaj. Nu reușesc să văd chiar tot. Să opresc puțin prezentarea. Scuzați-mă. Ați închis microfonul.
Nu știu. Mă auziți? Cred că la mine nu arată că mi-aș fi avut închis. Da, mă auzim. Și okay, vedem și ce este afișat aici. Ok, mulțumesc. În modul care l-am ales mai înainte, nu vedeam întregul text. Bun. Următorul pasaj ce eu l-am găsit și spune mult despre educație, spune așa. Satan a folosit cele mai ingenioase metode pentru a-și țese planurile și principiile lui în sistemele de educație și în felul acesta să aibă o fortăreață în mintea copiilor și a tineretului. Lucrarea adevăratului educator este aceea de a dejuca uneltirile lui Satana. Noi suntem legați printr-un legământ solemn și sfânt față de Dumnezeu, de a ne crește copiii pentru El și nu pentru lume. De a învăța să nu-și așeze mâna în mâna lumii, ci să-L iubească pe Dumnezeu, să se teamă de El și să țină poruncile sale. Iar trebuie să fie pătrunși de gândul că sunt făcuți după chipul Creatorului lor și că Hristos este modelul după care ei trebuie să fie modelați. De fapt, ceea ce am înțeles așa treptat e faptul că sistemele de educație lumești sunt de fapt sisteme de educație care sunt create după modelul păgân. Lucrul acesta poate că pare ciudat pentru unii. Aici am, să zic așa, țesută o experiență de-a mea. În ultimii ani de predare am avut ore și de literatură universală. Și în manualul de clasa 11 de literatură universală scria, m-ar veni negru pe alb, faptul că întreaga cultură, întreaga literatură, filozofie europeană are la bază, de fapt, sistemul greco-roman sau literatura și cultura greco-romană. Și o întrebare firească este dacă această cultură greco-romană este o cultură creștină sau este una păgână. Iar dacă și voi ați răspuns sau răspundeți ca și mine, pentru că este o cultură păgână, înțelegeți de ce Dumnezeu ne cere ca să ieșim din sistemul acesta și să căutăm alte izvoare de unde să ne educăm copiii. Iar motivul pentru care suntem îndemnați să facem lucrul acesta este pentru că fiecare dintre noi, mă refer la cei care suntem creștini, am făcut un legământ cu Dumnezeu, acela că îi vom fi ascultători și vom face tot ceea ce El ne spune. Și atunci suntem chemați ca să ieșim din sistemele care nu îl onorează pe Dumnezeu, nu îl au în prim plan pe El și ceea ce poate că e cel mai important, Domnul Hristos nu este acolo prezent și El nu este modelul pus înaintea tinerilor. Pasajul acesta este un pasaj drag mie. Spune așa, în sensul cel mai înalt, lucrarea de educație și lucrarea de răscumpărare sunt una. De fapt, noi nu putem să vorbim de educație dacă nu vorbim și de răscumpărare. Ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi este aceea de a învăța despre El, de a-L cunoaște pe El. Iar cunoscându-L pe El, știm că, de fapt, avem garanția vieții veșnice. Și pasajul mai spune că atât pentru educație, cât și pentru răscumpărare, este aceeași temelie. Și temelia este, de fapt, în Iisus Hristos, Domnul nostru. Da, și soțul meu, nu știu dacă l-ați auzit, completează faptul că în sistemul de educație, în școlile statului, sau alte sisteme de educație private, nu
se pune accent, adică nu îl găsești pe Domnul Hristos, ci găsești eventual niște informații, poate o anumită pregătire, dar pregătirea este doar pentru lumea de aici și nu are de-a face cu lumea viitoare, iar Dumnezeu are o țintă mai înaltă. Legată de partea de educație acasă, știu că cea mai mare teamă a familiilor, a mamelor în special, este dacă sunt potrivite să-și educe proprii copii. Și în contextul acesta, pasajul acesta pentru mine e cea mai mare încurajare. Faptul că noi, ca părinți, nu suntem chemați să fim învățători, învățătorul. Noi suntem mai degrabă suplinitori, pentru că adevăratul și singurul învățător este Domnul Hristos. Și pasajul acesta e încurajare mare pentru mine și sper să fie și pentru unii dintre voi. În prezența unui astfel de învățător, cu asemenea ocazie de educație divină, ce altceva ar fi dacă nu nebunie să căutăm o educație despărțiți de el? Să căutăm să fim înțelepți, despărțiți de înțelepciune? Să fim drepți în timp ce respingem adevărul? Să căutăm să fim luminați, fugind de lumină și să existăm fără viață? Să ne întoarcem de la izvorul de apă vie și să săpăm puțuri crăpate care nu țin apa? Iată, el încă ne invită. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Din inima celui ce crede în mine, vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Pasajul este din Ioan 7, versetele 37 și 38. Și un alt verset. Apa pe care i-o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă, care va țâșni în viața veșnică. Ceea ce eu am găsit încurajare în fiecare zi e faptul că Dumnezeu nu așteaptă de la mine să dau decât ceea ce eu deja am primit. Iar tot ce trebuie ca să fac este în fiecare dimineață să mă predau din nou lui Dumnezeu, Domnul Hristos, ca El să fie Cel care îndrumă și mi-arată ce anume trebuie să fac. Și atunci, temerile acestea, sunt sau nu sunt competent ca să predau copiilor mei, ar trebui ca să dispară sau să fie înlocuite cu credința că Dumnezeu este Cel care ne va învăța. Și El va pune în noi ceea ce noi trebuie să dăm mai departe. Știți că în Scriptură, spune că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și este lăsată ca să ne îndrume, să ne mustre, să dea învățătură. Și pe paginile Scripturii, mare parte din istoria prezentată acolo este istoria poporului evreu. Și ceea ce suntem chemați este să citim și să învățăm din greșelile, respectiv din biruințele lor. Ambiția lor, din nefericire, a fost, la un moment dat, să fim și noi ca toate neamurile. Găsim în 1 Samuel 8:20. Atunci când poporul a cerut un împărat. Planul lui Dumnezeu legat de educație a fost lăsat deoparte în acel moment, iar autoritatea sa a fost refuzată. În urma respingerii căilor lui Dumnezeu în favoarea căilor oamenilor, a început căderea Israelului și a continuat în acest fel până când poporul evreu a ajuns pradă chiar națiunilor a căror practici aleseseră să le urmeze. Experiențele lui Israel au fost înregistrate pentru învățătura noastră. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile viacurilor. Aici aș accentua, cred cu toată tăria, că noi trăim în această perioadă a sfârșiturilor sau a sfârșitului viacurilor, astfel că dacă a fost important și în secole mai de dinainte, cu atât mai mult este important acum să înțelegem, să învățăm din greșelile lor. Și spune
Continuă pasajul. În ceea ce privește, ce ne privește, după cum au stat lucrurile cu Israelul din vechime, succesul în educație depinde de credincioșia cu care împlinim planul Creatorului. Și, de fapt, tot ceea ce se cere de la noi este doar să cercetăm, să vedem care este voia lui Dumnezeu și să căutăm să împlinim. Știți că în Scriptură, la un moment dat, Dumnezeu spune, caut un om. Astăzi, eu cred că fiecare părinte este căutat și cercetat de Dumnezeu și aceeași chemare, aceleași îndemnări are și el. Și-aș adăuga totuși, pe lângă părinți, datoria de a educa revine și bunicilor, revine și rudelor de aproape. Și până la urmă, datoria de educare vine unei comunități în care copilul crește. Și până la urmă, educația nu are de a face numai cu copii, ci are de a face cu fiecare dintre noi, pentru că suntem într-un timp de probă aici pe pământ și fiecare dintre noi trebuie ca să ne dezvoltăm după planul divin, adică să ne formăm un caracter. Legat de cum vedem noi educația, asta și ne spune așa, că ideile noastre legate de educație sunt prea înguste și superficiale. Da, și pe mine asta m-a cutremurat în sensul că și astăzi eu nu cred că înțeleg pe deplin care este planul divin de educație. De aceea am și intitulat prezentarea Pași spre adevărată educație, pentru că încă cred că mai am multe de învățat. Se face simțită nevoia unei sfere mai largi, a unui țel mai înalt. Adevărata educație înseamnă mai mult decât urmarea unei anumite școli. Înseamnă mai mult decât pregătirea pentru viața care există acum. Ea are de-a face cu întreaga făptură și cu toată perioada în care îi este cu putință omului să trăiască. Ce spuneam mai devreme? Dar educația are de-a face cu toată perioada în care noi trăim. Adică nu vorbim de educație doar în perioada numită școlară, respectiv de la 7 până pe la 18-19 ani. Este dezvoltarea armonioasă a puterilor fizice, mentale și spirituale. Îl pregătește pe elev pentru bucuria slujirii în această lume și pentru bucuria mai înaltă a unei slujiri mai largi, lumea care va veni. Și aici, ca o mică paranteză, poate că pentru unii dintre voi a părut ciudat așa, faptul că într-un curs sau pe o pagină de educație medicală, să apară o prezentare de educație mai amplă. Dar nu este nimic până la urmă ieșit din comun, pentru că ceea ce se cere de la noi este să ne dezvoltăm pe toate laturile. Fizic, sănătate, da? Mental sau intelectual și de asemenea din punct de vedere spiritual. Unul din lucrurile care nu le-am înțeles chiar de multă vreme, din nefericire, dar mulțumesc lui Dumnezeu că am început să înțeleg de curând, e faptul că noi suntem chemați în această lume pentru a sluji. Și tot ceea ce primim de la Dumnezeu trebuie ca să dăm mai departe. Amin. Știți cum e un lac? Lacul doar primește. Iar în momentul în care adună doar, ajunge ca să prindă miros, să se împută, dar de fapt ajunge ca să lipsească viața în cele din urmă. Dar atunci când suntem asemenea unui izvor care primește și dă mai departe, de fapt noi
facem parte mai bine din ciclul acesta al vieții, așa creat Dumnezeu, așa ne-a creat de a dărui. Iar partea aceasta de slujire nu se încheie aici în lumea aceasta, ci suntem chemați la aceeași lucrare, da, de a sluji și în viacurile ce vor veni. Și pasajul acesta amintește și de lucrul acesta și tare mult m-a încurajat pe mine. Legat de aceasta, tot așa, o paranteză. Spuneam că nu știu de multă vreme și faptul că suntem chemați aici pentru a... sau am fost aduși la existență de Dumnezeu pentru a sluji. De cât timp am început ca să aflu, am început ca să dau mai departe, respectiv copiilor mei. Da? Și credeți-mă că nu e așa de ușor ca să schimbi inima firească, care de obicei se gândește cum să primească, cum să păstreze pentru ea, da? Egoismul. Dar slavă lui Dumnezeu, odată ce mintea ajunge ca să fie înnoită și odată ce înțelegem, de fapt, ce vrea Dumnezeu de la noi, încet, încet, oarecum suntem mai dispuși ca să ne lăsăm și inima modelată. Și Dumnezeu să fie lăudat pentru faptul că am fost chemați la slujire. Și apropo de asta, îmi aduc aminte de pasajul, spune că Domnul Hristos se năștea pe acest pământ și îngerii stăteau gata ca să dea vestea și abia au așteptat să slujească, să ducă vestea bună a nașterii Domnului Hristos. Și mă gândesc că același entuziasm ar trebui să-l avem și noi fiecare zi, acela de a fi gata să stăm oarecum în așteptare, să așteptăm ca Dumnezeu să ne spună, uite, du-te și slujește, uite, ai locul tău. Și lucrurile, modul, în acest mod ar trebui să ne educăm și copiii. Se cere o schimbare. Pasajul din Isaia 61:4, ei vor zidi iarăși pe vechile dărâmături, sunt niște cuvinte care au de-a face cu vremea sfârșitului. Cuvintele acestea ale inspirației prezintă înaintea credincioșilor, în adevărul prezent, lucrarea care trebuie să fie făcută acum în educația copiilor și a tineretului nostru. Atunci când adevărul pentru aceste zile de pe urmă va fi adus în lume prin proclamarea solilor primului înger, al doilea și al treilea, ne-a fost arătat că în ceea ce privește educația copiilor noștri, trebuie să fie introdusă o nouă rânduială. Eu am înțeles că nouă rânduială înseamnă altceva în ceea ce privește educația decât cea cu care am fost obișnuită eu și care majoritatea dintre noi probabil că am crescut și am înțeles care însemna de fapt educația. Și faptul că trăim niște zile solemne, zilele de dinainte venirii Domnului Hristos, cere ca educația noastră să fie centrată pe ceea ce e de fapt cel mai important, aceea de a ne educa copiii pentru a sta neclintiți, pentru a sta fără teamă înaintea întregii lumi și a-L proclama pe Dumnezeu și a recunoaște puterea lor, puterea lui în viața lor. Legat de această nouă rânduială, da, se poate numi și reformă, și asta își spune că lucrarea noastră este lucrarea de reformă. Este planul lui Dumnezeu ca prin lucrarea deosebită care se face prin instituțiile noastre de educație, atenția oamenilor să fie atrasă la ultimul mare efort de a-i salva pe cei care pierd. În școlile noastre, standardul educației nu trebuie coborât. El trebuie să fie înălțat mai sus și tot mai sus, mult deasupra nivelului său actual. Dar educația dată nu trebuie să fie mărginită numai la cunoașterea celor cuprinse în manualele de școală.
Numai studierea manualelor școlare nu poate oferi studenților instruirea de care ei au nevoie și nici nu poate da adevărata înțelepciune. Asta este un adevăr care poate că zdruncină și pe alții, cum a zdruncinat pe mine. Faptul că manualele, chiar manualele bune, care îl au în centru pe Dumnezeu, ele nu pot ca să dea adevărata înțelepciune dacă nu ne prindem de fapt de izvorul adevăratei înțelepciuni, adică de Domnul Hristos. Iar școlile noastre, da, ar trebui ca să îl aibă în prim plan pe Dumnezeu și ele să fie realizate după planul lui. Scopul educației ar trebui să fie formarea caracterului. Un caracter format după chipul și asemănarea caracterului divin este singura comoară pe care o putem lua cu noi din lumea aceasta în cea veșnică. Știți, noi am putea ca să ne gândim că poate faptele bune care le facem aici pe pământ sau faptele de binefacere sunt cele care ne oferă, să zic așa, garanția în intrarea în Împărăția lui Dumnezeu. Dar, deși nu sunt în contradictoriu, dar ceea ce Dumnezeu cere este, de fapt, un caracter fără pată, respectiv o schimbare a inimii, nu doar a faptelor de față, ceea ce este ceea ce se vede, ceea ce este la suprafață, ci ceea ce de fapt vine din inimă. Iar ceea ce am înțeles e că educația noastră ar trebui să aibă în prim cel formarea caracterului. Noi să avem înaintea noastră ca obiective cum anume să obținem acele trăsături de caracter care sunt asemenea modelului nostru divin, asemenea Domnului Hristos și privind la El, de fapt, noi să fim schimbați. Rabin spune că nu se vede foarte bine, nu se vede foarte mare. Se vede toată pagina, da. Și dacă formarea caracterului nostru este importantă, vă dați seama că calitate de părinți avem o răspundere și mai mare, faptul că suntem chemați să formăm caracterele copiilor noștri. Și lucrul acesta nu putem să-l facem, evident, fără ajutor divin. Nicio generație din trecut nu a fost chemată să facă față unor chestiuni atât de însemnate. Niciodată nu au fost confruntați tinerii și tinerele cu primejdii atât de mari cum sunt cele care amenință în aceste zile. Și cred că nu e nevoie să comentez foarte mult legat de ceea ce, așa zis, ne bate la ușă și înțelegem că va apărea, se va strecura tot mai mult în școlile de stat, ce fel de educație va fi adusă înaintea copiilor și oarecum mă îngrozesc de ce se pregătește, dar cred și mă rog ca Dumnezeu să aibă oamenii lui în locurile acelea și să caute ca să țină, să stăvilească, să țină cât mai mult vânturile, până când mesajul revenirii Domnului Hristos și primirea Domnului Hristos ca Mântuitor să fie acceptate de cât mai mulți. E un pasaj mai interesant acesta
m-am gândit toată dacă să le aduc înaintea voastră sau nu. În vremurile de restriște, știi? Cum uneori avem impresia că sau înțelegem că am trăit deja sau ne așteptăm să trăim cât de curând, de că dacă tinerii nu pot avea decât o educație unilaterală care va avea o consecință mai mare, ce anume va avea o consecință mai mare? O cunoaștere a științei cu toate dezavantajele ei pentru sănătate și pentru sănătate și viață sau o cunoaștere a muncii pentru viața practică? Iar răspunsul este că dacă e să se rezist, să se renunțe la ceva, să se renunțe la cea de-a doua, respectiv la cunoașterea științei. Și ceea ce ar trebui ca să nu lăsăm să nu lăsăm neglijat este ceea de a cunoaște viața practică. Adică copiii noștri, noi înșine și copiii noștri trebuie să învățăm să ducem o viață sănătoasă, să avem un stil de viață care să întrețină o sănătate bună, să cunoaștem acele lucruri care practice, care ne sunt de folos în mediul nostru, în familie și ceea ce de fapt suntem chemați în primul rând să le oferim copiilor este lucrul acesta, să învățăm lucruri practice despre, de exemplu, cum să semene, cum să îngrijească de anumite plante din grădină, cum sunt legumele sau florile, cum să își ordoneze lucrurile din cameră, să-și țină ordine în la locul lor de lucruri, la locul de joacă, să știe să ajute la pregătirea mesei pentru cei mai mici, iar pe măsură ce cresc, activitățile acestea practice sunt tot mai diverse. Încă un pasaj spune așa, că erorile poate ca un cărunțit de bătrânețe, dar bătrânețea nu face din eroare adevăr și nici din adevăr eroare. Deci, asta poate că e cel mai tulburător, faptul că noi am fost obișnuiți cu un anumit sistem de educație și cu un anumit fel de a fi. Și, așa zis, dintotdeauna am văzut lucrurile ca fiind așa. Și pare că acesta este de fapt adevărul și că aceasta este normalitatea. Dar dacă căutăm în Scriptură, de fapt, acolo găsim adevărul și care este planul adevărat al lui Dumnezeu. Spune că Domnul vrea acum ca orice idee care este falsă să fie îndepărtată de la profesori și elevi. Și standardul pe care noi trebuie ca să-l avem este ca învățăturile să fie de la Hristos. Ceea ce, din nefericire, este trist faptul că, deși școlile, chiar oarecum școlile de început, școlile reformatorilor, au început bine, au pornit cu zelul de a pune Biblia în mâna tuturor, în mâna copiilor, elevilor, studenților și de a face o reformă. Cu toate acestea, din nefericire, încet s-a lăsat planul acesta și s-a urmat o altă cale. Mai în partea de final, aș vrea totuși să rămân optimistă și să transmit un gând de asemenea optimist, faptul că nu e totul pierdut. Cu toate că în multe privințe instituțiile noastre de învățământ s-au dezvoltat după modelul lumii, înaintând încet încet către lume, ele au rămas totuși prizoniere ale speranței. Și ceea ce pe mine mă încurajează, faptul că atunci când apar
situații de criză. De fapt, situațiile de criză din, din viața mea, am văzut că sunt situații în care Dumnezeu poate ca să schimbe modul în care am gândit până atunci și să aducă modul lui de gândire și o deschidere asupra adevărurilor pe care el le-a avut, le-au fost păstrate în Scriptura și în scrierile inspirate. Înaintați în direcția cea bună și faceți o schimbare în mod categoric și inteligent. Pentru că împrejurările vor fi sprijinitorii și nu piedicile voastre. Faceți un început și frumoasa metaforă. Stejarul se află în ghindă. Da? Acum, se pune o întrebare, se ridică o întrebare. Și oare nu ar fi vătuviți copiii noștri de educație dacă noi vom pune înaintea lor doar Scriptura și vom merge după modelul pe care Dumnezeu îl deschide în, în paginile sfinte? Iar pasajul acesta oarecum răspunde. Faptul că adevărata educație nu ignoră valoarea cunoașterii științifice sau valorilor literare, însă pune puterea mai presus de informație, iar deasupra puterii bunătatea, deasupra culturii intelectuale, caracterul. Pentru că lumea nu are nevoie atât de mult de oameni cu un intelect puternic, cât de oameni cu un caracter nobil. Și înțelegem lucrul acesta cu atât mai mult cât privind în jurul nostru, vedem că oamenii cei mai valoroși, de fapt, sunt oamenii care, despre care noi putem să spunem că sunt oameni de caracter. Și cu atât mai mult Dumnezeu, de fapt, spune în dreptul lor, în faptul că dacă sunt după caracterul lui. Cealaltă, să zic așa, mai puțin. Cealaltă întrebare care se ridică a celor mai mulți părinți este legată de ce anume să face. Și eu am înțeles că ceea ce Dumnezeu cere de la noi sunt lucruri simple și dacă noi avem în vedere prim gând la cel mai important faptul că simplitatea este baza a adevăratei educații, lucrurile nu vor mai părea atât de complicate și de confuze. Pentru că legile împărăției lui Hristos sunt atât de simple și totuși atât de complete încât adăugirile omenești vor crea confuzie. Da? La fel cum Evanghelia, cred că trebuie să fie atât de simplă încât simplu prezentată, pentru că ea în sine este simplă, de simplă prezentată, așa fel încât și un copil să o poată pricepe, noi ori de câte ori căutăm, să știu, curicule tot mai care sunt mai cunoscute, care sunt mai vestite, noi de fapt căutăm oarecum să ne prindem într-o mreajă dintre aceasta și vedem de fapt de la principiu faptul că noi trebuie ca să rămânem la lucrurile simple. Dumnezeu apreciază simplitatea și umilința și planurile, dacă planurile noastre sunt simple și facem exact puțin, atât cât noi pricepem, dar mergem prin credință cu ceea ce cunoaștem sau cu ceea ce avem la îndemână, dar Dumnezeu va duce binecuvântarea sa. Iar legat de părinții care au impresia, au mămicile în special, care au impresia că nu sunt pregătite ca să-și educe copiii, poate că pasajul acesta vă va fi folositor. Adesea Dumnezeu folosește mijloacele cele mai simple ca să ajungă la rezultatele cele mai mari. Și de fapt, dacă citim pe pagine Scripturii, vom vedea că Dumnezeu a lucrat mai cu tărie prin oameni simpli, dar care au ales să-L urmeze întru totul, decât prin cei care în ochii lumii erau considerați mari.
fi, ne apropiem de final, finalul prezentării slide-urilor. Înainte de a putea aduce mesajul adevărului prezent în toată plinătatea lui în alte țări, pentru că noi înțelegem că trebuie să ducem și altora Evanghelia, spune că noi trebuie înainte să rupem orice jug a legăturilor noastre cu lumea. Trebuie să ne întoarcem la principiile adevărate educații, umblând în înțelepciunea lui Dumnezeu și nu după înțelepciunea lumii. Dumnezeu cheamă mesageri care să fie adevărați reformatori. Noi trebuie să educăm, să educăm, să pregătim un popor care va înțelege mesajul și apoi să-l oferim lumii. De fapt, asta suntem chemați noi ca părinți și credem că copiii noștri sunt și ei, de asemenea, unelte în mâna lui Dumnezeu, ca ei să ducă mai departe mesajul Evangheliei lui Hristos. Faptul că ceea ce El promite este răscumpărarea noastră și crearea chipului Lui în noi. Cam acestea sunt pasajele ce le-am pregătit din niște scrieri inspirate. Ceea ce am prezentat are de-a face cu cărțile care le-am pus aici pe slide. Cartea Educație. Să dai, da. Cosmina, dai mare ecranul, se vadă. Ok. Cred că aș putea. Da, cred că acum se văd mai mare. Scuze. Se vede și în dreapta slide următor. Ar trebui să dai cumva play, nu știu cum, să se vadă doar slide-ul actual, știi? Mm-hmm. Hai să văd dacă... Da, chiar trebuie tot să închid. Da, acum e bine. Ok? Nu sunt toate, da? Sunt câteva din cărțile care mie mi-au schimbat viziunea despre ce anume înseamnă educație. În primul rând, cartea Educație de Ellen White, care probabil că o cunoașteți cei mai mulți. Apoi, din punct de vedere istoric, pe mine m-a ajutat foarte mult studiile de educație creștină și APV și s-au pus crăpate de Ea Sutherland. De asemenea, Locul Bibliei în educație de A.T. Jones. Acestea sunt, de fapt, și cărțile care sunt recomandate în cursul de cele 10 principii. Este acolo o poză cu cartea, am tipărită. Aici probabil că va trebui ca să dau mai multe informații. Ceea ce odată ce am înțeles, am studiat cartea educație, am studiat studii de educație creștină, am înțeles că Dumnezeu vrea altceva decât eu știam. Vrea ca eu să-mi duc copiii după alte principii decât cele în care eu am fost învățată și educată. Și atunci a urmat o căutare. La momentele de criză, care spuneam, de fapt duc la cele mai mari binecuvântări. Când am căutat, mi-am dat seama că nu pot să mă îndrept spre manualele sau materialele care sunt puse în școala de masă. Le și cunoșteam, da? Ca profesor de limba română, am folosit parte din ele și am văzut care sunt pericolele care sunt acolo și mi-am dorit să-mi pun copiii în fața lor sau să fiu nevoită să evit anumite învățături, să
caut să le tot explic copiilor ce anume nu e potrivit acolo, pentru că mi-am dat seama din start că ele nu au în centru ceea ce eu înțelesesem că Dumnezeu cere. Aceea, respectiv Biblia să fie în centru, Domnul Hristos să fie modelul și învățătorul. Lucrurile astea, dacă le-ați căutat și sigur ați trecut printr-un sistem de educație, cum am trecut și eu, știți că nu sunt promovate în școala de masă. Și atunci am căutat care sunt alte materiale care să mă poată ajuta. Și sunt curricule în limba engleză, sunt destule curricule care sunt creștine sau au o tentă cu îndreptare spre Scriptură. Dar pentru mine mereu n-au fost suficiente. Mi-am dat seama că evită anumite lucruri, da, sau elimină anumite probleme pe care eu vreau ca să le evit din programa națională, dar totuși nu sunt centrate așa cum eu știam că ar trebui să fie. Respectiv, cine a citit cartea educație, probabil că înțelege mai bine ce vreau să zic, faptul că noi suntem chemați ca școli să funcționăm după o curriculă asemănătoare cu școlile profeților. Pentru că planul de educație, de fapt, poate că era trebuia. Planul de educație pe care Dumnezeu l-a avut inițial a fost cel din grădina Eden, în care Adam și Eva trebuiau ca să îl învățau despre Dumnezeu odată din comunicare directă, da, față în față cu el, și în al doilea rând, prin lucrurile pe care el le-a creat. Dar planul acesta, încet, încet, a fost lăsat deoparte și atunci Dumnezeu a chemat profeți de-a lui care să readucă planul, da, să reîndrepte privirile celor din poporul lui spre el și spre planul de adevărată educație. Și atunci au fost înființate școlile profeților cu ce scop? Cu scopul de a crea lideri spirituali în Israel. Și cred că ăsta este și scopul școlilor de astăzi. Dacă copiii primesc o educație potrivită în cămin, de fapt, partea de școală ține mai degrabă de a da, ceea ce spuneam mai devreme, adică de a da și altora, de a împărți din izvorul vieții veșnice și celor din jur. Da? Rolul lor ar fi probabil dat de influență mai mare care să fie dată lumii. Și atunci curiculele pe care le-am găsit, mereu le găseam, le-am căutat, mereu le găseam câte un cusur. Asta până când am dat de Sunlight. Da? Cu precizarea că pe internet se găsesc două curicule cu aceleași nume. Eu fac referire la Sunlight Education sau după numele întreg, Sunlight Education Ministry. În prima fază, da, e o curiculă adventistă, da, realizată de o familie care, împreună cu alți voluntari, au dezvoltat un sistem întreg bazat pe ceea ce se găsește în cartea educație și în școlile, de fapt, în școlile profeților. În prima fază, nici eu n-am înțeles exact cum anume ar merge folosite materialele acelea, pentru că și eu eram învățată cu genul de manuale cu care eu am crescut, respectiv după care eu am predat și mi se părea că nu sunt potrivite pentru copii. Este deja un an de când le folosim în familie și de când simțim că e o mare binecuvântare pentru noi și asta a fost dorința noastră ca familie, ori de câte ori primim ceva, să dăm mai departe. Aflând de curicula aceasta, văzând, începând ca să înțeleg de fapt cum funcționează și valorile pe care este ea fundamentată,
I-am dorit ca ea să fie pusă la dispoziția și celor care sunt în România, vorbitorilor de limba română. Astfel a început oarecum și proiectul nostru de traducere a materialelor. Iar proiectul a început tocmai cu cursul cele 10 principii ale adevăratei educații, care este tradus în întregime și în linkul de jos, poate ca să fie accesat în format PDF. Dacă nu puteți ca să-l, nu cred că puteți să-l accesați așa, dar probabil că o să-l trimitem. Da, o să punem linkul și acum aici în chat, dacă poți să-l pui tu, Cosmina, sau o să-l pun eu imediat. Cred că o să te las pe tine. Da, da. Și cartea la care se referă Cosmina, cele 10 principii ale adevăratei educației, de la curicula Sunlight, este pentru părinți, da? Părinți să o citească, să-și formeze o părere sau să-și pună bazele a ceea ce înseamnă educația adevărată și să poată preda copiilor din manualele specifice vârstei lor, care sunt cele în curs de a fi traduse. Okay. Ne spune mai multe, Cosmina. Da, eu cred că până acum mi se pare că am vorbit așa mai mult eu și aș vrea, m-ar ajuta mult ca să aud și poate eventualele întrebări. Oricum, celelalte slide-uri sunt tot 2 sau 3, e doar cu recomandări deci, de alte resurse. Acum am pus link-ul unde puteți accesa această carte și o descărcați în format PDF sau, dacă vreți, în format tipărit, comandați la Cosmina și ea vă trimite prin poștă. Care este contracost. Deci, dacă descărcați PDF-ul din Google Drive, aveți acces gratuit. Gratuit, dacă comandați format tipărit, ea vă trimite contracost. Da, e vorba de costul de tipar. Da. În sensul că, legate de curicula aceasta, unul din lucrurile care m-au încurajat să cred că, într-adevăr, e pregătită de Dumnezeu pentru noi, e faptul că este pusă la dispoziție gratuit. Orice părinte care vrea ca să folosească, poate să acceseze materialele care sunt în format PDF pe drive-ul Sunlight. Și eventual, în situația în care se doresc tipărite, în limba engleză, în momentul de față, sunt materiale pe Amazon, da, de vânzare, și probabil că și în limba română, dacă se va dori, vom putea ca să facem doar ca parte de slujire, de a le tipări și în limba română, cu specificarea că ele sunt gratuite, doar costul de tipar. Da? Asta nu ne permitem ca să tipărim gratuit. Da. Ok, dacă sunt întrebări. Aici cineva întreabă, dar de fapt s-a dat deja explicația. Există vreo sursă care să explice cum erau școlile profeților? Mm-hmm. În curs, dar nu numai în curs, de exemplu, două cuvinte poate despre locul Bibliei în educație. Locul Bibliei în educație pornește oricum de la experiența lui Daniel. Știți că de cele mai multe ori când vorbim de persoane învățate din Scriptură, Daniel este poate primul care ne vine în minte sau oricum printre primii. Și deseori se face confuzia în a pune pe seama educației din Babilon, înțelepciunea lui. Când cartea explică foarte frumos și, de fapt, Scriptura ne zice, tinerii aceștia au fost testați înainte de a fi luați în Babilon și au trecut toate testele. Iar ceea ce i-a făcut pe ei ca să fie atât de înțelepți și apți de a fi luați în cel mai mare, de a fi luați ca să slujească în cel mai mare din imperiu vremii de atunci, a fost învățătura care au primit-o în acasă și în niște școli ale profeților. Și în carte sunt prezentate care sunt
câteva din disciplinele. Eu pot, ca să vi le zic, ma, poate așa, nu știu dacă sper să nu-mi scape vreuna, dar era ca discipline. Pe lângă Sfânta Scriptură, care era la temelie, era muzica și poezia sacră, erau activitățile practice, pentru că orice tânăr evreu, chiar dacă era dintr-o familie bogată, trebuia ca să cunoască o meserie. Apoi, alte discipline erau profeția sau istoria sacră, la profeția, muzică, am spus. În curicula aceasta, accentul cade una din discipline, poate că este o disciplină care mai aparte, se numește vocea și vorbește de cultivarea acestui aparat al nostru, da? Pentru ca noi să dăm cât mai potrivit, cât mai clar mesajul, dar trebuie ca să ne îngrijim de corzile vocale și cum anume putem ca să le dezvoltăm și din punct de vedere fizic și totodată ceea ce e până la urmă cel mai important legat de limbaj, de exemplu, e nu doar să fim capabili de a transmite o informație, ci să în orice facem, de fapt, să aducem slavă lui Dumnezeu. Pentru că darul, limbajul, ca dar dat nouă, nu este pentru a ne luda pe noi, pentru a ne ridica pe noi, ci pentru a-i aduce onoare lui. Da, okay. Și un alt, da, natura, da. Primul, de fapt, manual pe care îl studiază copiii, da, încă de când sunt mici, cu mama ca suplinitor pe lângă ei. Da. Deci, pe lângă acest manual, pentru părinți, sau curs, cum îl denumiți voi, există și curicula efectivă pentru copii, da? Și voi ați început să traduceți deja pentru primul an de studiu și sunt deja în limba română. Da. Credeți că ar ajuta să deschidă efectiv link-ul, să vedeți despre cum arată... Hai să dau un click. Trebuie să meargă. Trebuie să oprești share screen și dai din nou. Ok. Se vede. Ok. Da, acesta este site-ul lor. A spus că s-a declarat. Ai dat din nou acum la prezentarea ta. Da. Și acum e ok? Nu. Nu? Acum, așa. Am spus ca să vi le arăt în ideea ce am spus mai devreme, faptul că există o confuzie, mai existând încă o curiculă cu denumirea Sunlight, care este evanghelică și care merge pe alte principii. Dacă accesați link-ul la curriculum, aici sunt date care sunt categoriile și de obicei, după ce cunoaștem, deja după ce folosim de ceva vreme, vom merge direct spre Google Drive, dar până atunci
să vă arăt cum arată la frescul pe Google Drive. Cred că se văd. Este drive-ul lor. Da. Așa este organizat. S-ar putea să nu fie foarte coerent pentru toți. În limba engleză, aici se găsește cursul. În limba română, avem cursul la categoria Romanian Translation și aici sunt toate materialele care sunt în carte. Mm-hmm. Iar ceea ce are de face cu materialele școlare, să zic așa, noi am început deja și am și terminat două trimestre din Family Bible Lesson. Le-am tradus lecții biblice în familie. E organizat pe 3 ani de zile, fiecare an a câte 4 trimestre, oarecum asemănător cu lecțiile școlii de sabat. Și în fiecare dosar, de exemplu, la trimestru 1, este despre copaci. Este un material pentru părinți. Poate aici câteva cuvinte pentru cei care nu-mi cunosc. Materialul pentru să fi deschis. Așa. Materialul pentru părinți este împărțit în 13 lecții, pentru că 13 săptămâni sunt într-un trimestru și în fiecare săptămână e de fapt o lecție. Ceea ce are, să zic așa, pentru mine cea mai mare importanță, dacă vă uitați încă din cuprins, faptul că sunt trecute trăsături de caracter. Da? Lecția biblică este conectată imediat cu o trăsătură de caracter și în partea dreaptă e un aspect din natură, ceea ce aduce frumos curicula aceasta este tu că pe lângă învățătura biblică, ce poate că ar trebui să vă arată așa cum arată, asta este prima pagină. Aici sunt date textele din scriptură care urmează ca să fie abordate, studiate în săptămâna aceea. Un text de memorat, la fel la trăsătură de caracter există și acolo un test de memorat și pentru studiul părinților, un studiu cum ar veni suplimentar, este cel din Patriarhi și Profeți pentru început, pentru că se merge împreună cu Geneza. Apoi în natură, câteva subtitluri pentru fiecare zi și în prima fază e prezentată învățătura biblică, după care sunt niște întrebări, lecția din natură și două sugestii cum ar veni de activități care să ajute la consolidarea învățăturii biblice, respectiv a celei din natură, ceea ce am găsit eu foarte frumos pentru mine folositor, e faptul că știam că mama este chemată să fie primul educator al copilului și să-l ia pe copil, să-l ducă în natură și să-i arate din natură lecții spirituale. Iar lucrul acesta eu m-am găsit în oarecum în neștiință. N-am știut cum anume să procedez. Și ceea ce am găsit eu la Sunlight a fost faptul că mă învață. Eu am primit foarte multe lecții de cum anume să merg în plimbarea din natură și cum să găsesc de acolo câte o lecție spirituală pe care să eu spun copilului. Lucrul ăsta pentru mine a fost cea mai mare bogăție.
Dacă sunt întrebări. Aici am deschis materialul pentru copii cu activități. Acesta are povestiri, are poezii, poezii de rebusuri, de completat, care sunt legate de materialul pentru părinți. Deci, voi aveți acum și în românește și ați arătat în engleză, de fapt. V-am arătat în engleză pentru că acestea se găsesc deja pe site-ul Sunlight. În momentul în care terminăm anul întâi, atunci vor fi încărcate și materialele acestea pentru copii. În limba română, da, la materiale traduse. Ok, întrebări. E cineva care își dorește să facă sau să-și educe copiii acasă? Eu aveam o întrebare. Nu se poate. Anul întâi înseamnă clasa întâi? Ok. Nu neapărat. Nu neapărat. Dar nu neapărat. Sunt studiile pe vârstă sau cum? Nu. E bun, foarte bună întrebarea, mulțumesc. Ceea ce este foarte provocator pentru o familie care are doi sau mai mulți copii este aceea de a avea timp să-și educe sau să le predea pe nivel de vârstă. Da? Iar dacă materialele ce sunt folosite sunt complet diferite, vă dau un exemplu. Spunem că o familie are trei copii și unul este în clasa întâi, acum începe ca să citească și să scrie, un alt copil este în clasa a treia, deja face socoteli de matematică și mai departe și unul în a șasea deja are istorie. Și mama ar trebui să se rupă în trei direcții și n-ar ști exact cu care să facă, pentru că eu am doar doi și deja am provocările acestea. Dar dacă materialele acestea, asta e frumusețea lor, sunt făcute în așa fel încât să fie folosite și de vârste mai mici, dar pot ca să fie aprofundate, duse mai departe și de cei care sunt mai mari. Ce v-am arătat în primele exemple sunt materiale care sunt trecute la preschool, adică oarecum vârsta recomandată ar fi 4-7 ani. Din experiență, am spus că copilul meu cel mare face 10 ani, din experiență materialele sunt mult mai complexe de 7 ani. Gândiți-vă că se cere ca să se completeze spații libere. Deci asta ar trebui deja să știe să scrie și să citească. Da? Pe lângă faptul că ar trebui ca să știe să caute în scriptură și să ia de acolo anumite informații. Lecțiile din natură sunt nu sunt chiar atât de simple. Ele pot fi făcute simple, respectiv o mamă care are și un preșcolar, poate ca pentru cel mic să prezinte într-un mod în care să fie pe înțelesul lui, dar pentru cel mare să ridice cum ar veni nivelul și să ceară ceva mai complex. Ar trebui totuși să vă arăt cum arată materialele pentru, așa sunt gândite, pentru clasele 2-8. Cu specificare, unde este clasa 1? Clasa 1 este considerată o clasă de trecere în care copilul, tot ceea ce se cere de la el, se așteaptă de la el, este să învețe să scrie și să citească. Noi știm și știu, mai vin și studiile care spun că fiecare copil are nivelul, are ritmul lui de dezvoltare și că nu toți copiii se dezvoltă în același ritm. Prin urmare, nu e când se spune 7 ani, este ar veni o vârstă mai degrabă generală. Dacă copilul a învățat ca să
sau are înclinația, nu neapărat că a fost învățat, are înclinația și deja a învățat să citească mai repede, nu e nicio problemă. Da? Se poate ca să înceapă anumite activități care implică citirea și scrierea. Dar ceea ce contează în prima fază a lor de dezvoltare, a copiilor de dezvoltare, este să-și dezvolte puterile fizice și ar trebui să petreacă cât mai mult timp în natură. Asta e până pe la 8-10 ani. Ceea ce ar trebui să fie cel mai important ar trebui să fie dezvoltarea fizică. Iar pe măsură ce vedem și un interes din partea lor și noi, intenționat așa, să căutăm încet, încet, ca să îi aducem și în contact cu ceea ce este scris, da? Cu manualele. Iar asta este cum ar veni pentru primul an, pentru clasa întâi. Nu veți găsi că este recomandată tot, sau sunt recomandate tot materialele de la lecții biblice în familie sau Family Bible Lesson în engleză. Abia de la clasele 2-8 sunt structurate după modelul școlilor profeților. Și... Depinde. Da. Ok. Nu știu dacă nu cred că mai este, mai am și... Am vrut ca să vă arăt totuși cum arată materialele pentru clasele 2-8, sau mă rog, unde sunt. Deci ideea este că același material, de exemplu, din natură, despre natură, poate fi folosit pentru toate vârstele sau copiii de clasa 1-a, 3-a, 5-a, în același timp. Da? Deci luăm o lecție și adaptăm pentru fiecare vârstă în parte și așa mama nu este supra-solicitată să-și împarte gândul la 10 discipline odată. Da. Iau ca exemplu prima lecție. Acestea sunt disciplinele care sunt recomandate. Sănătatea, istorie, geografie, profeție, limbajul, matematică, muzică, natură și voce. Ceea ce e deosebit pentru limba engleză sunt e parte de spelling, de prostire, a scriere de fapt a cuvintelor. Okay. Am văzut că era o întrebare în chat. Da, aici ultima întrebare. N-am reușit să citesc. Poți să citești tu, Alina? Da. Așa. Am început clasa pregătitoare în sistem homeschooling și prima parte a clasei întâi. Apoi eu m-am întors la servici și am înscris băiatul la școală, însă din anul viitor urmează să înscriu din nou la homeschooling băiatul și fetița. Problema mea este că, fiind cadru didactic, mi este dificil să lucrez pe alte materiale decât cele date de curricula românească. Mă gândesc că poate îl afectează atunci când trebuie să susțin examenele mai importante, să nu rămână în urmă cu achizițiile. Ok. Pentru că vorbesc până la urmă cu un cadru didactic, probabil că înțelegi mai bine faptul că până chiar și învățământul ăsta românesc mereu a trecut prin niște schimbări și ceea ce astăzi poate ca să fie valabil, mâine s-ar putea să nu mai fie. Asta, de exemplu, eu am trecut chiar în ultima etapă, când s-a schimbat programa pentru limba și literatura română și s-a schimbat, de fapt, tot sistemul de evaluare de la sfârșitul clasei 8-a. În urmare, n-am putea să zicem că dacă folosesc alte materiale, asta înseamnă că nu pregătesc pe copil. Dacă ai fost de la început în prezentare, ceea ce eu vreau ca să punctez nu este
neapărat slujirea pentru lumea aceasta, deși există atâtea căi prin care suntem chemați și înzestrați de Dumnezeu ca să slujim aici, ci scopul este acela de a ne forma un caracter și de a forma și caracterele copiilor noștri pentru veșnicie. Acum, legat propriu zis de cum anume, să zic așa, abordăm prăpastea aceasta dintre ceea ce vrea Dumnezeu și ceea ce cere lumea. Eu cred că nu vom putea niciodată să fim și în acord cu Dumnezeu și în acord cu ceea ce se cere în sistemul lumesc. Pentru că sunt două lumi diferite. Până la urmă, eu n-am găsit că ar avea căi în care să meargă împreună. Sunt două feluri de... Gabi, nu te auzim. Da, scuze, hai că mă apropii. Sunt două feluri de educație. Educația adevărată, educația pentru veșnicie și educația pentru lumea asta. Ideea este ca noi să înțelegem ca părinți, da? Pentru ce ne educăm copiii. Dacă vrem pentru ambele, se poate și pentru ambele. Adică să-i educăm și pentru cer și pentru lumea asta. Deci este posibil. Dar putea să plângem după. Ideea este să ne hotărâm pentru ce. Și asta trebuie să o facem. Se aude foarte greu. Da, am să trec un pic mai în față, sper să acum, iau da. Acum. Ok, da. Eram din lateral. Deci, repet, sunt cele două educații, una pentru lumea asta, una pentru cer, va trebui noi să ne hotărâm, da? Dacă nu suntem hotărâți, eu am fost educat pentru lumea asta. Ideea este acum că trebuie să-mi schimb mintea, ca să zic așa, să îl înțeleg mai bine pe Dumnezeu. Și n-aș vrea copiii mei să treacă prin asta. Adică eu îmi doresc mai mult pentru ei educația pentru împărăția lui Dumnezeu. Era citatul, dacă poți să-l pui citatul ultimul, să-l am un pic așa pe ecran. Era ceva foarte, foarte interesant. Numai un pic, că vreau să repet. Copil? L-am pus. Ah, ok. Deci, înainte de a putea să ducem mesajul adevărului prezent în toată plinătatea lui, da, trebuie să rupem orice jug al legăturilor noastre cu lumea. Și s-ar putea unul din jugurile astea să fie educația. Este educație adevărată și este educație falsă. Deci va trebui să înțelegem lucrul ăsta. Pentru orice lucru bun, Satana a făcut ceva, a făcut o contrafacere. Nu știu. Eu este educația lumească contrafacerea făcută de diavol? Rămâne fiecare să analizăm și să vedem. Da? Dar cred că sunt două lucruri total de diferite și noi, ca părinți, trebuie să înțelegem în primul rând lucrul ăsta. Și noi trebuie să educăm, da? Să pregătim un popor care va înțelege mesajul și apoi să-l oferim lumii. Dacă copiii noștri sunt învățați de lume, deci lumea nu o să-i învețe despre Dumnezeu, lumea o să-i învețe că Dumnezeu nu există. Cel puțin în ziua de astăzi. Și atunci, cum vor duce ei mesajul pe care trebuie să-l ducem noi acum, ca timp al sfârșitului? Și atunci va trebui totuși să facem anumite reforme, anumite schimbări. Și să înțelegem noi, ca părinți, ce este educația adevărată. Ok. Următoarea întrebare. Aș dori să lucrez cu copilul după acest curriculum, deci cum să fac? Unde să-l înscriu? Cum să procedez? Trebuie ca să facem o diferență între curriculum și școală. Școala, pentru a fi în așa zisă legalitate,
noi în țară, trebuie ca să, copilul trebuie ca să fie înscris la o școală. Posibilități sunt multiple astăzi. Există școli și la noi în țară care acoperă, să zic așa, partea de educație acasă, de cunoscută la noi ca homeschooling, sau școli umbrelă din state sau din Marea Britanie sau mai știu de unde. Asta este partea legislativă, de partea de școală. Partea de curiculă, da? Sau de fapt, mai bine zis, de materiale, acestea sunt ceea ce poate o școală oferă sau îți lasă libertatea ca să îți găsești din altă parte. Noi am ales, de exemplu, o școală care ne permite să folosim materialele pe care noi le considerăm potrivite pentru copii și denumirea, da, Home Life Academy din Statele Unite, iar periodic trebuie ca să transmitem notele, mai bine, sau partea de evaluare, ceea ce am făcut cu copiii. Și ce singurul lucru care, adică singurul, pentru că este o școală din Statele Unite, trebuie făcută și engleză, deși nu ni se spune ce anume, care sunt materialele care ar trebui să le folosim pentru limba engleză, matematica, și pentru celelalte suntem liberi ca să alegem ce discipline dorim. Deci, curicula aceasta, sau de fapt oferă un set de materiale, iar școala este, ar veni altceva. Ok, și pentru materiale puteți contacta pe Cosmina și Gabi, dacă vrei, Cosmina, să dai un contact, ceva, un e-mail, ca să te poată contacta pentru mai multe detalii. Ok, scrie un în ce? Da, scrie acolo e-mail sau ce dorești tu. Și poți să și spui tare ca să se rămână. Să și rămână. Tare. Tamsa Cosmina 10 @gmail.com. Da. Tamsa Cosmina cu S. Tamsa, nu? Da, Tamsa Cosmina. Ok, Tamsa Cosmina 10 @gmail.com. O puteți contacta și ea vă dă mai multe detalii și tot ce aveți nevoie ca să începeți să studiați cu această curiculă. De fapt, bucuria mea cea mai mare este ca părinții să înțeleagă până la urmă care e responsabilitatea lor, da? Să cerceteze și să hotărască pentru ei, să înțeleagă că dacă Dumnezeu le-a avut încredere și le-a oferit în grijă copii, înseamnă că El are încredere că ei pot ca să-și educe copiii pentru El și pentru împărăția Lui. Și tot ceea ce se cere de la noi e să stăm sau să avem atitudinea Mariei, da? Iată, eu sunt roaba ta, facă-se după voia ta. Și după aceea lucrurile se limpezesc. Asta a fost și experiența mea legată de găsirea curiculei Sunlight. Faptul că știam că ceea ce îmi oferă sistemul de stat nu este ceea ce e potrivit și am început să caut și am căutat și am cotocit în multe curicule și mereu găseam câte ceva care nu se potrivia. Era ceva care nu mă lăsa cu toată inima să o aleg. Și cu atât mai mult cu cât vă dați seama că am ales să mă ard corăbire, adică să ies din sistemul de stat și dacă tot renunț la sistemul acesta, măcar să merg pe un așa zice Domnul și să nu aleg o altă variantă, doar că, nu știu, e americană, asta înseamnă că ar fi mai bună. Ba nu, am zis, dacă Dumnezeu îmi cere lucrul ăsta, trebuie ca să se și poată. Și îl laud pe Dumnezeu că
încet m-a dus înspre curicula aceasta și am început ca să-i văd valoarea, pentru că la început n-am înțeles-o și n-am știut ca să o apreciez. Pentru că știți, lucrurile care sunt gratuite, din nefericire, nu le știm aprecia. Da? Și asta a fost o lecție pentru mine și încă învăț să caut să înțeleg că Dumnezeu întotdeauna oferă lucrurile la îndemâna noastră. Trebuie doar să avem ochii să le vedem. Amin. Să menționăm și faptul că Cosmina și Gabi de un an de zile aproape lucrează voluntar pentru acest proiect. Ei traduc, au găsit oameni care să-i ajute și pe care să-i și plătească pentru a decurge așa cum trebuie toate lucrurile și a face un material cât mai bine aranjat, frumos, structurat, exact așa cum este și în engleză. Și asta cere foarte multă muncă. De aceea facem apel la cei care doresc să-i ajute, să-i susțină, să meargă mai departe, nu doar pentru un an de zile, că s-au propus ei să fie voluntari, și să poată să continue mai departe cu materiale, pentru că este doar primul an tradus și încă nu este chiar gata, dar aproape gata. Și mai departe e nevoie să traducă și să aranjeze până la clasa a 12-a, mi se pare, nu? Au materiale. Da, e o țintă mare, până la clasa 12-a, ne-am zis, da, și până la clasa 8-a, dacă reușim. Da, așa că au nevoie de susținere financiară, în primul rând, apoi de susținere în rugăciune, adică rugăciune în primul rând, financiară, și de oameni care să facă muncă de calitate și să termine cât mai repede, pentru ca cât mai mulți copii să poată beneficia de ele. Da, suntem adventiști, da. Da, și curicula e realizată pe principii adventiste. Mm-hmm. Și biblice. Da, noi credem cu tărie că sola scriptura este ceea ce ne definește și m-am bucurat că am găsit într-adevăr o curiculă care chiar pune Biblia pe primul loc. Da, da. Ok, dacă nu mai sunt întrebări, putem încheia cu speranța că a fost de ajutor măcar unui suflet și că familiile vor crește în cunoștință pentru ca să ofere mai departe și copiilor lor și altora, poate, aceste lucruri minunate, reale și de folos pentru viața veșnică. Cineva aici comentează, Paulina, mulțumesc pentru materiale, sunt foarte frumoase și valoroase. Ne învață prima dată pe noi ca părinți. Exact, exact. Paulina deja urmează această curiculă cu copiii ei. Ana spune, mulțumim pentru ceea ce faceți, Domnul să vă binecuvinteze. Amin, amin. Da. Deci sunt deja familii care fac... urmează curicula și copiilor cresc frumos, nu duc lipsă de nimic în ce privește educația și îl au pe Dumnezeu. Da, Ionela spune, da. Vă dorim sănătate și bucurii, binecuvântări. Amin, amin. Mulțumim la fel. Mulțumim. Amin. Ceea ce Gabi îmi sugera, dintre cei care sunt prezenți, avem și cei care ne ajută, care sunt implicați în proiect, pentru că e un proiect foarte mare, sunt foarte multe materiale și dacă ar trebui ca să stea pe umerii mei sau ai noștri, ar fi foarte mult. Și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a adus, ne-a scos oameni potriviți, la timpul potrivit și... au acela spirit, acela de a sluji și mă rog ca să mai iasă cum ar veni, mai mult decât orice,
mă rog ca Dumnezeu să scoată acei oameni care sunt dispuși la fel să dea din ceea ce ei știu, pentru ca lucrurile sau lucrarea lui Dumnezeu să meargă mai repede înainte. Pentru că merge și încet, dar se poate să meargă și mai repede. Dacă sunt printre voi, la persoane care cunosc anumite programe de editare, noi lucrăm, de exemplu, în momentul de față în programul InDesign, sau persoane care sunt potrivite pentru a corecta. Mă gândesc special la persoane care au totuși experiență, pentru că altfel s-ar putea să fie copleșitor la început, când vezi materialul și nu știi exact dincotro să o apuci, dar slavă lui Dumnezeu că au fost oameni și primim și puterea de a merge înainte, chiar dacă câteodată pare că e cam mult și cam greu. Da. Aș vrea să pun și ultimele slide-uri pe care tu le-ai pregătit, Cosmina. Ok. Resurse. Resurse audio. Da, poate să zic așa un mici comentarii. Unul din primele seminarii care pe mine m-au făcut ca să încep să gândesc este seria de seminarii Don't Get Schooled, Get Educated, de Randy Siebel, și se găsește, da, e în engleză, se găsește pe Audioverse, am pus și link-ul. Apoi, mult m-a ajutat să înțeleg care este relația dintre școală, biserică și stat. Acolo tot așa sunt o serie de prezentări care se găsesc în Drive-ul Stonelight. Și tot audio, predarea disciplinelor școlare din Biblie, pentru că asta e una din întrebările care mereu se adresează. Și cum pot să predau matematica din Scriptură? E, dacă știți puțină engleză și ascultați, o să vedeți că este atât de natural, da, să predăm matematica, să predăm partea de științe, da, sănătatea din Scriptură, pentru că toată comoara de înțelepciune, de fapt, era și este acolo, la îndemâna noastră, în Scriptură. Doar trebuie ca să avem ochii și mintea deschisă, da, Duhul Sfânt și El o să ne arate. De asemenea, am pus pe ultimul slide. În vara trecută am avut o tabără pe tema educației și în această tabără au fost invitate două surori din state care au fost și lucrează ca voluntari de consilier Sonai. În prezentările lor, puteți ca să vedeți cum anume se poate folosi curricula într-un mod practic. Da? Mai mult decât aș putea să zic eu în câteva minute, puteți ca să găsiți acolo. Educând pentru veșnicie se numește canalul de YouTube. O să pun acum și link-ul. Ok. Și am scris aici e-mail-ul tău. Cu specificarea că e cu litere mici. Nu știu, dar cred că totuși contează. Da, n-am putut să... Nu știu dacă contează, dar n-am știut cum să-l fac cu litere mici. Cred că de la... stai că ți-arat. Imediat. Cred că rezolv. Stai. Nu de acolo. O să alegi, dar nu-ți schimbă. La unde e A mare, A mic? Mai jos? Un pic? Mai jos un pic? Mai jos un pic? Acolo. Și să dai. Ok. Bun. Așa, mai avești niște mesaje aici. Sunteți minunați, Domnul să vă călăuzească mai departe. Copiii mei sunt mari și numai Domnul mai poate corecta ce am greșit. Domnul și tu poți să fii un exemplu pentru ei. Emanuela. Ok. Dă eroare la un link. Ok.
O să vedem care legat de link-uri, poate o precizare. Dacă e vorba de link-urile către Sunlight, uneori trebuie ca să treacă un timp ca să se poată primi, să zic eu, acordul. Este gratuit, dar funcționează câteodată mai dificil, mai greu. Eventual, îl mai introduceți odată sau, nu știu, poate îl retrimit eu. Odată ce ați intrat, odată și ați primit, acceptul merge. E ok. Mm-hmm. Ok. Așa, mulțumesc și eu, spune Elvis. Am putut vizualiza doar începutul prezentării din seara aceasta. Mă bucur pentru Med Missionary, acest canal care reprezintă în mod succint solia pentru oameni. Eu cred că ușor va ajunge la toată lumea. Doamne ajută. Amin. Amin. Med Missionary, puteți vedea pe YouTube, în engleză, Med Missionary, în română este Misionar Med, este ramura în română a Med Missionary, și este pe YouTube, este pe Facebook, un grup privat, și este și cursul nostru în engleză, în română, pe pagina de, și în spaniolă, pe pagina de internet misionarmed.com. Am scris aici, missionarmed.com, sau în engleză www.medmissionary.com. Ok. Iar cursul, acum duminică va fi absolvirea ultimului curs, iar în 25 iunie va începe a patra serie a cursului Missionar Med în România și a celei de-a 13-a serii de cursuri în engleză și în spaniolă. Așa că dacă vreți, vă așteptăm cu drag să vă înscrieți pentru a afla mai multe lucruri din ceea ce Dumnezeu vrea să trăim ca și oameni care îl cunosc pe El în ce privește sănătatea noastră fizică și spirituală. Ok. Și la curs vă puteți înscrie acolo, pe site, direct, și pentru mai multe informații mă puteți contacta pe e-mail alina.iorgulescu@yahoo.com sau pe Facebook Alina Iorgulescu, Alina Adi Iorgulescu, sau direct pe pagina de Facebook Missionar Med. Ok. Aș putea să spun câteva cuvinte de apreciere la adresa organizatorilor și a celor care au participat. Cu mulțumiri, ați făcut referire la Ellen White, spune că mamele sunt cei mai potriviți educatori, sunt reginele casei, ea este regina casei, încurajez pe toate mamele să rămână cei mai potriviți și importanți educatori. Domnul cu voi! Mulțumim, amin! Multe binecuvântări! Bine, dragilor! Ne bucurăm că ați fost așa de mulți prezenți în seara asta, 37 au fost cei mai mulți. Așa, și pentru o altă prezentare, poate dacă se dorește, tot în același scop, adevărate educații, dacă se dorește, da, cum am zis, vor mai fi și alte prezentări pe acest canal, dacă nu, Cosmina și Gabi au un plan să înceapă niște prezentări, dau nevoie de susținere, rugăciune în primul rând, ca să prindă curaj. Și în seara asta cred că a fost un debut frumos în care ei pot să prezinte ceea ce Domnul le-a pus pe suflet. Ok, dacă doriți, ținem legătura, înscrieți-vă pe Missionar Med la Facebook, urmăriți canalul de YouTube și dacă vreți să primiți anunțuri de la noi pe e-mail, atunci intrați pe pagina missionarmed.com și înregistrați-vă e-mailul acolo în căsuța de... este acolo când deschideți pagina, vă apare o căsuță poștală sau pe prima pagină, dacă dați la acasă, acolo jos, introduceți e-mailul și numărul și numele vostru și atunci veți primi regulat anunțuri cu prezentările noastre. Ok. Bine. Gabi, dacă vrei tu să închei cu o rugăciune, te așteptăm.
Te lăudăm, Tatăl nostru din ceruri, pentru că Tu ne iubești mult și ne arăți care este calea Ta pe care Tu dorești să o urmăm. Dorim ca, în primul rând, Tu să ne ajuți să ne schimbi Tu inimile, mințile, pentru a putea înțelege adevărata educație, în primul rând pentru noi, pentru ca apoi să o putem da mai departe copiilor noștri, să putem să grăbim venirea Ta, să putem să dăm acel sunet de trâmbiță pentru ca lumea să Te cunoască prin ceea ce Tu faci în noi. Îți mulțumim pentru această seară, îți mulțumim pentru cei care au fost prezenți, te rog ca Tu să binecuvintezi fiecare suflet și să pui în inima fiecăruia dorința de a cerceta aceste lucruri, să cunoască care este voia Ta și apoi să ia hotărâri pentru Tine și pentru veșnicie. Îți mulțumim pentru că ești cu noi și dorim ca să ne încredințăm în mâna Ta și pe mai departe. Fie slăvit numele Tău în veci. Amin. 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 Mulțumim. Și încă un mic anunț. Mai este și un grup de WhatsApp în care doar administratorii pot trimite mesaje și acolo la fel pentru anunțuri, pentru emisiunile acestea live. Puteți să intrați pe acel grup de WhatsApp, se numește Anunțuri Transmisii Online. Acolo puteți intra și veți primi și anunțuri. Contactați-o pe Ionela Kinky și ea vă poate adăuga în grup. Ionela, dacă ne spui numărul tău de telefon sau ceva contact? Da, bună seara. Deci numărul meu de telefon este 0752. Să-l scriu în... Să scriu eu, Alina, te rog. Da. Deci 0752 463 250. Așa. Da, okay. Și toată lumea care vrea să intre în... Deci grupul ăsta, anunțuri de transmisie online, l-am făcut astăzi, pentru că celelalte două săptămâni în urmă, deci săptămâna trecută când a fost prezentat tot de la Misionar Med despre remedii naturale și cealaltă săptămână mai în urmă, pe 17 mai, a prezentat Amalia Heghi despre postul cu apă. Atunci când am trimis la toți prietenii mei și la grupuri și la asta, a fost foarte greu cu trimisul, știți? Trebuia să trimit maxim la 5 odată. Și vă dați seama, la 1000 de oameni am avut ceva. Da? Deci astăzi, de exemplu, ca să introduc în grup, nu știu câți am introdus, mulți. Aproape oricum. 700. Da, aproape 700, mi-a luat aproape o oră. Da? Deci a fost greu. Da? Deci de asta am alcătuit grupul. Deci cine a avut de ieșit, de asta am și scris acolo în regulament, cine are de ieșit să iasă, cine are de rămas să rămână. Iar cine mai are de intrat să intre. Acum ca o, da, ca un atașament. Ionela, pentru implicare și pentru tot efortul care îl faci. Multe binecuvântări ție, familiei tale și tuturor celor implicați. Bine, vă mulțumim tuturor, sănătate multă și Dumnezeu să vă ocrotească, să vă păzească, să vă dea înțelepciune în toate deciziile pe care aveți să le luați. Noapte bună! Noapte bună!